Dis de dimineață, gorjenii au mers la biserică unde au prins o lumânare și s-au rugat pentru cei dragi. Ținem posturile noi bătrânii la slujbă, la biserică, la sat. Și pe urmă, tineretul ce-o vrea să facă când pleacă de lângă mine, acasă e acasă. La toate sărbătorile ținem la posturi, ne ducem, vă spus, la slujbe, la asta. Credința nu ne lăpădăm niciodată. Este intrarea în biserica Maicii Domnului, când la 3 ani părinții au dus-o și au închinat-o la loc. Pentru ce v-ați rugat? Pentru sănătate, pentru binele familiei, pentru... Așa. La postul îl țineți? Da. Astăzi se mănâncă pește? Astăzi se mănâncă pește. După slujba de la biserică, oamenii au dat buzna în cele două piețe din municipiul Târgu Jiu pentru a cumpăra pește. În funcție de portofel, unii au ales pește exotici și fructe de mare. Alții s-au mulțumit însă cu tacâmuri de crab sau caraș pitici, care costă per kilogram și de 50 de ori mai puțin. E ziua asta, mănâncă pește să luăm. Vă descurcați cu pensia să mai cumpărați și pește? Așa, mai ajută copiii. Da, cumpărăm pește, dar e cam scump. Da, cam scump. Și luăm mai puțin, așa, ca să mănâncă peștele, știți ce trebuie să luăm. Asta este, deci. Și ce cumpărați? Macro, că e mai ieftin. Și în pescării clienții s-au înghesuit precum sardelele. Aici e marfă românească, peștele viu este prins în fața ta și când pleci din magazin, încă mai mișcă în plasă. Șalău 21,5, plătică mare plus 400 de grame 9,90 lei, macro 11,50 lei. Ce să vă mai spun? Care se vinde cel mai bine? Ce cumpără lumea? Nu prea să vinde așa mult, fiindcă nu are lumea bani. Și lumea săracă la noi. Nu mai sunt locuri de muncă și stăm și așteptăm câte o oră după un client.